Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dragii mei, prăzduim astăzi buna vestire a Maicii Domnului. Este practic o sărbătoare a Maicii Domnului și praznic împărătesc. Știți că praznicile împărătești sunt sărbătorii ale Domnului nostru Iisus Hristos, dar sărbătoarea aceasta de astăzi aparține cumva amândurora. Este practic o sărbătoare a Domnului Hristos și o sărbătoare a Maicii sale prin care s-a întâmplat întruparea Domnului Hristos. Sărbătoarea se prăznuiește de prin secolul V, după ce s-a introdus în răsărit faptul de a se prăznui nașterea Domnului la 25 ianuarie, deci suntem cu 9 luni înainte, de aceea se prăznuiește în ziua de astăzi. Acum, cei care sunteți aici știți cei mai mulți ce se prăznuiește. O să vă spun câteva cuvinte referitoare la însemnătatea gestului făcut de Maica Domnului. Practic, prin acest fie al Maicii Domnului, ea s-a pus întru totul la dispoziția lui Dumnezeu, a fost dispusă ca viața ei să se schimbe întru totul în funcție de chemarea lui Dumnezeu, pentru că se hotărâse să ducă o viață cum ar duce-o maicile noastre de astăzi, călugărițele, monahiile, iar când Domnul Hristos a chemat-o la maternitate, asta însemna schimbarea totală a planului ei de viață, cu asumarea riscurilor care decurgeau din situația aceasta. Riscuri care însemnau sau puteau să însemne chiar moartea pentru sarcină o sarcină nelegitimă. Ori Maica Domnului, deși știa toate lucrurile acestea, avându-le în vedere, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, zicând acel cuvânt extraordinar, fie mie după cuvântul tău. Și cred că acesta este lucru esențial pe care trebuie să-l avem în vedere la sărbătoarea de astăzi și în general când ne raportăm la Maica Domnului. Și anume, să avem disponibilitate pentru Dumnezeu. Țineți minte cuvântul acesta de astăzi, disponibilitate pentru Dumnezeu. Dacă reușim să fim disponibili pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi, atunci ne așezăm acolo unde trebuie și face Dumnezeu minuni prin noi. Dacă nu avem această disponibilitate, atunci blocăm acțiunea lui Dumnezeu și ne limităm la puterile minții, ale rațiunii, la puterile noastre fizice, limitând acțiunea lui Dumnezeu, limitând darul lui Dumnezeu. Bineînțeles că e greu să ai această disponibilitate în situații uneori limită, în situații pe care nu le înțelegi, în situații grele, dar doar așa se poate lucra foarte mult și doar așa se poate lucra prin credință, pentru că vedem cu toții ce mărturisim, că nu reușim să facem voia lui Dumnezeu, pentru că punem totdeauna o condiționare. Aș face dacă. Dacă n-ar fi una și alta, ce bun creștin ar fi eu, dacă n-ar fi ăștialalți care mă încurcă, care îmi fac greutăți, da? Ce om bun aș fi eu dacă n-aș fi căsătorit sau dacă soțul meu n-ar fi așa cum este. Îmi mărturisea cineva de curând, mi se plângea de consort, zice că eu sunt așa de bună, dar soțul ăsta al meu nu mă lasă să trăiesc cum trebuie și îmi face atâtea greutăți. Și e complicat că dacă omul are credința că el e foarte bun, nu poți să spui că nu e bun. Trebuie să accepți că e bun. Dacă dânsul crede că e bun, e bun.
Dar celălalt e rău. Aici e necază, nu? Ori nu e adevărat lucrul acesta. Trebuie să ne vedem partea noastră de neputință și mai ales dacă celălalt are neputințe, să-L rugăm pe Dumnezeu mai mult acolo unde puterile noastre sunt diferite. Toți avem situații de anii acestea pe care nu le putem depăși, în care suntem condiționați, în care lucrarea poate că nu este limitată sau blocată și de neputințele celor din jurul nostru. Și acolo unde simțim că s-ar putea mai mult, dar nu putem din diferite pricini, acolo să ne rugăm mai mult și lui Dumnezeu și să ne rugăm și Maicii Domnului. Știți cuvântul acela frumos, că ce poate Dumnezeu cu puterea, poate și Maica Domnului cu rugăciunea, pentru că ea îl determină pe el să acționeze. Și atunci să ne rugăm cu mai multă încredere, dar să oferim și disponibilitatea aceasta din partea noastră ca Dumnezeu să facă cu viața noastră ceea ce ne-a chemat El să facem. Vă mai spuneam în urmă cu câteva duminici despre faptul că Dumnezeu ne aduce în lumea aceasta cu un proiect. Gândiți-vă acum, aplicând la Maica Domnului lucrul acesta. Ea nu cunoștea proiectul pe care l-avea Dumnezeu cu ea, dar nu știa ce vrea Dumnezeu să facă cu ea și se gândise să facă cele mai bune lucruri cu putință, să-și afiorosească viața în rugăciuni, să-și o pună în slujba lui Dumnezeu, cum își închipuia ea că este mai bine. Și Dumnezeu vine și o cheamă la cu totul altceva, ceea ce era chemată să facă, contravenea cu ceea ce se gândise. Și dacă și-a asumat lucrul acesta punându-se la dispoziția lui Dumnezeu, a realizat infinit mai mult decât ceea ce ar fi putut face, rămânând la planul ei. Pentru că planul nostru poate să fie mult mai puțin decât planul lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru că ne e teamă, pentru că privim prea mult la condițiile pământești din jurul nostru, pentru că privim la neputințe, la limitări, la toate acestea, ne blocăm și nu avem această disponibilitate de a lăsa pe Dumnezeu să facă El prin noi ceea ce crede de cuviință. Deci să avem în vedere acest lucru, să-i cerem Maicii Domnului în rugăciune, când ne rugăm ei, și puterea aceasta de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu, de a fi disponibil pentru Dumnezeu. V-am mai spus câteodată cuvântul acela că este titlul al unei cărți, omul este ființa care poate zice nu. Și Părintele Teofil a predicat odată și plecând de la acest titlu a formulat astfel, omul este ființa care poate zice nu și zice nu când ar trebui să zică da. Aici e în cazul cel mare că ar trebui să zicem da de multe ori și noi zicem nu și blocăm. Îi blocăm pe oameni, blocăm pe Dumnezeu, blocăm foarte mult în jurul nostru pentru că n-avem puterea să zicem da, ci zicem nu. Privind la Maica Domnului, să luăm, cum zic, puterea să zicem da, nu fiind nesăbuiți sau nu fiind iraționali, ci fiind cu încrederea în putere, în puterea lucrătoare a lui Dumnezeu. Vă spuneam în 8 martie, erați mai puțini atunci, că nu vrem să fim neatenți, ci cunoaștem realitățile în mijlocul cărora trăim, dar că femeia creștină, în primul rând, este sărbătorită la Buna Vestire și în Duminica Mironosiților. Acum, în Duminica Mironosiților o să fie mult mai multe aici, dar astăzi sunteți în principal cele care veniți regulat la biserică și cele care ne ajutați constant la toate activitățile pe care le avem aici, începând de la măicuțe, de la preotese,
și de la toate celelalte care și la cântare și la lucrare și la rugăciune ne sprijiniți și vă mulțumim frumos tuturor. Așa cum prin dăruirea Maicii Domnului s-a realizat întruparea, tot așa și prin dăruirea noastră a tuturor, prin faptul că ne punem în slujirea lui Dumnezeu și a comunității din care facem parte, darurile noastre, puterile noastre, prin aceasta se realizează mult în jurul nostru. Prin aceea că zicem da când e vorba de făcut ceva. Și știu că uneori este greu, pentru că gândiți-vă acum numai la curățenie, de câte ori unii nu zic nu când ar trebui să zică da, ca să facem să fie frumos, pentru că pentru noi facem în cele din urmă. Dar e greu să zici da. Dar dacă ai zis da, iese ceva frumos și pentru tine și pentru ceilalți. Și ieșirea din fundătura în care se găsește lumea de astăzi, dragii mei, nu e altfel decât prin iubirea dăruitoare de sine, prin iubirea care se pune în slujba altora. Vedeți cum de la nivelul cel mai mic până la cel mai mare, oamenii se instrumentalizează, se folosesc unii pe alții, își caută motiv și caută cele mai eficiente și mai performante metode astăzi de a-i înșela pe ceilalți și de a-i pune în slujba lor proprie. Se cultivă tot mai mult narcisismul, egoismul, egocentrismul. Ori în biserică noi trebuie să cultivăm cu totul altceva, iubirea și dăruirea de sine, și prin acestea creștem și personal și ca comunitate. Nu ne vindecăm și nu o să se vindece lumea aceasta de bolile ei care sunt tot mai prezente în oameni, atâta timp cât oamenii o să se caute doar pe ei și o să caute să-i folosească și pe ceilalți pentru interesul lor. Vindecare vine doar atunci când ne dăruim pentru binele celorlalți. Cum vedeți în familie, așa cum părinții vă dăruiți pentru copii și mai ales cum mamele se consumă pe sine, se dăruindu-se pentru nașterea și pentru creșterea copilașilor lor, și prin aceasta devin mamele mame, tații tați, părinții părinți, prin aceea că trăiesc pentru copiii lor, pentru plinirea lor, tot așa și noi devenim oameni trăind pentru binele oamenilor din jurul nostru, pentru împlinirea lor. Și în cuvântul acesta, Maica Domnului, doar în românește, avem în cuvântul Maică o minunăție de cuvânt adunate în sine și fecioria și nașterea. Știți cu toții că la călugăriță li se spune maici, măicuțe, iar mamelor le spunem tot maici. Nu se mai întâmplă aceasta în alte limbi. E un cuvânt extraordinar de cinstire și pentru Maica Domnului și este un cuvânt care ne aduce aminte că trebuie să le cinstim și pe măicuțele călugărițe și pe femeile care trăiesc în lume, pe toate care cinstindu-o și urmând-o pe Maica Domnului trăiesc cu dăruire. Așa că vă mulțumim frumos și vă prețuim pentru tot ce faceți. Și Ilie zice că vă prețuiește, uite, el este starețul nostru, așa stă frumos aici și place când zic că e stareț. Vedeți că se prinde omul, ce, unde-i bine, e bine. Deci vă prețuim și vă îmbrățișăm și cred că avem și câte o floricică să vă dăm așa în mod simbolic. Și atunci poftiți la miruit, iar mâine nu o să mai facem Sfântă Liturghie, pentru că am avut-o pe aceasta astăzi și sunt și alte chestiuni de împlinit și o să ne pregătim pentru cea de duminică. Sâmbăta viitoare probabil că vom avea și Sfânta Liturghie cu pomenirea morților. Deci vă îmbrățișăm pe toate și să vă mânce raiul în mod treptat. Da? Poftiți!